Da, mă, atunci. Și care e problema? Tu săptămâna trecută te-ai pupat cu Berna în emisiunii, Filip. Nu știu cum să-ți spun. Păi stai așa, oprică, ia pe ora rău, sunt foarte mult. Până sâmbătă seară, eu cu Berna m-am pupat, joi. Ce crezi? Vorbiți de când te-ai despărțit de mine? Da, pe cameră! Elo! Deci a trecut câteva zile bune. Ce facem? A trecut câteva zile bune. Du-te mă, lasă-mă! Ce cu filmele astea pe cameră? Filip, ce cu filmele astea pe cap? Alo, Filip, trezește-te la realitate! Tu ai vorbit cu alta din prima zi, ea a vorbit pe o săptămână. Și care ți-i problema? Că nu înțeleg. Am vorbit tu, cu ce am vorbit? Dar face ce vrea pe liber! A venit fata asta și a spus în emisiune. Dar tu de ce ai vorbit cu Berna? Asta ești domnul în față, mi-a stai liniștit. Da, că n-ai greșit, dacă te vreau vorbești cu alt bărbat... Adică voi ca bărbați aveți voie să vorbiți cu mine, dar noi ca femei nu, că trebuie să stăm în trecerea. Nu știu ce am zis prima zi! Pot să vorbesc și eu? Pot să vorbesc și acum? Hai să... Hai zi, Gabi. Eu cu ea nici de cum nu am zis că mă văd prin taxim. Unul exact, la mână. Exact, bravo. Ai mesajele, am văzut. Taci, mă, acum. Unul la mână. Bă, numai, că mă... Unul la mână. Nu-s curioasă de nervii tăi, mă intimidează. Ei, mă, să-mi dați și Gabi. Nu mă interesează vădărănismul tău. Respiră. Ligi, lasă-mă puțin să vorbesc, stai puțin. Aduceți-mă mesajele și... Nu îi aduc lui nimic să iară, n-am ce să iară lui. El care s-a făcut să hello! Păi unul zici una, celălalt să zici alta. Păi vorbiți pe rând. Unul la mână, n-am zis că m-a făcut ea în taxi. Doi la mână. Am zis că nici de cum nu o să fac o relație cu Ligi până când Filip nu o să se... Vindece. Așa. Nu, nu o să vindece, nu o să fac o relație. Că nu o să fac relație cu ea, deci... Frumos din partea ta. Da, vorba pe Gazi Cărala, adică tu contrazice cu mine. Marius, ascultă-mă puțin să zic. Vorbeam prietenește înainte și au ajuns. Ascultă-mă. După aia am zis dacă cumva Filip... Dacă cumva Filip o să facă... Dar nu e vorba de Filip, aici, că e vorba de mine, Gabriel. Uite, dacă vrei. E vorba de mine, nu de el, da? Omul ăsta, după oră de la pauză, s-a aruncat în brațele fetei astea. Noi nu eram despărțit ca lumea și tu, la câteva ore ai vorbit cu ăsta pe gagicurală mei la mitoare, că tot de mine te iei tu. Mai te da fată cu minte, că ei ești opusul la fată cu minte. Ai înțeles? În seara ai dansat și cu băieții prin club. Ai înțeles? Vezi să mai zic? Te dai doamnă, dar ești opusul, Rodo, tot. Noroc cu tine. Trecem peste, că e neimportant și neadevărat. Păi tu ești neimportantă. Ești important, vedem. Deci, unul la mână, acest băiat, vă interesează sau nu vă interesează? Că dacă vreți să vorbiți în turmă, eu nu mă mai exprim, că nu-mi pierd vocea pe aici. Ce crezi? Emisiune. Ăsta? Zic eu, bă, la tălui, ce mai zic că vorbești? Dar numai ăsta vorbește, ca o femeie de-a disperată de viață. Și auzi? Păi ziceam frățioare, dar dacă te vedeam că te împaci cu ea. Ce v-am zis? Îmi zici că ne împăcăm, îmi zici că ai vorbit cu ea? Oricum, pare rău de această persoană pe nume Filip, nu pot să mă exprim și să latru cum Ligi, fac. Pe aia, latru treaba repede. Țin la așa, vocea. Așa rezolv treaba repede. N-am fost crescută în piață să... Bă, frate, turcule, mă juc. Eu zic că dacă nu vrei, am să vorbesc. Știi ce vreau să-l te întreb eu ce ai crezut și l-a pierdut deja. Un pic să-l întreb. Până la urmă, care i-a făcut-o Filip? Care e oful meu? Uh-huh. Nu mă deranja că a vorbit. Ba, ai, da, că altfel nu vorbeai cum ai vorbit. Bă, dar stai în gură că eu vorbesc. Zic, dar tot eu zic, nu mă dă să iau părerea. Dar fii atentă, m-am despărțit de ea la câteva ore și deja vorbea cu altul pe gagicărală. Taci, mă, cu mangleala ta, e fine. Aia, pe ea e zic. Taci, așa, nu mai căutam cu mângleala ea. Așa. Așa. Și ăsta te dă frate pe lângă mine, în viața mea, leau pe lângă mine, că nu băga nimeni. Dar și Berna s-a dat pe lângă Ligi, cum face? Da. Acum face dată pe la spate și mă ia pe de alea, că da frate, lasă că stă bine pe împreună, că... Lasă că... Pe toate părțile. Păi ia să zici și de adevăr, zic el, ce înseamnă că e șarpe? Acum aș vrea și eu să-i răspund lui Turcu. Frate. Turcu. Sâmbăta trecută. V-ați despărțit. Da. La câteva ore a vorbit cu ăsta pe gagicărală. Săptămâna trecută. Taci, mă, cu ieftiniala ta, mă, băi. Nu gala asta. Du-te la piață. Ia o tare către piață. E gala asta, frate. După gala i-am scris lui Ligi. Cum? Gală. Nu, pe gala câte... Nu, pe gala. Săptămâna trecută. Dacă nu a scris. Săptămâna trecută. Păi apoi poate am vorbit prietenește până atunci. Dacă a scris gala asta. Dacă a scris gala asta. Filip, dacă nu asculti pe Ligi, dar a zis nu, pe azi, ascultă-mă pe mine 9 minute. Eu de Berna am vorbit și asta, dar pe aia merg cu joi. Ai înțeles? Dar ei vorbeau de duminică. Nu puteai să-mi spună deci că tu nu puteai să vezi cu așa mi-a dat mesaje, înțeles? Băi, după gală, nu de cameră. Dacă zice cum e că a vorbit după gală, n-ai zis ce-i spune. Nu-i după gală, nu acum.
Păi după gala asta, frate, am vorbit eu. Aduceți-mă telefonul. Da, după gală, după gală. Deci dacă poți să aduc telefonul? Trecută, Filip, e urât. Dar dacă e gala asta, Filip, n-ai de ce să te supăr. Poți să aduc telefonul? Păi nu mă supără, dar adică așa. Gala asta, n-ai de ce. Băi, puneți-mă pe conexiune cu Turcu, vă rog eu mult de tot, că nu mai se poate. Aici e Turcu. Fiate, Turcule, știi care e povestea? Eu săptămâna trecută am vorbit cu Gabriel. Dar am vorbit de relația mea și a lui Filip. Corect. Atât, bă, în rest, nu am vorbit Ligi, absolut bă, nimic. Ligi. Da? Lasă-mă să-ți răspund mai departe. Bă, tu cum ar vorbi Cătălin Ligi. Despre Ligi. Relația mea și cu Roxana. E normal să vorbești bă. Cu un alt bărbat despre relația nu ta. Nu e așa, pentru că ei doi nu s-au plăcut cum s-a speculat cu... despre Roxana și Cătălin. Cu Marius, domnule, uite așa. Dar nu e așa, mai dar e normal să vorbească altcineva de taxi, mai vorbea pe cagiperală, vorbea pe asta multe. Mai vorbi eu cu o altă femeie despre la. Mai lua apărare, că e degeaba apărare, știi că e prezentată. Filip, tu ai tu în emisiune ai fost cu Berna. Ai pupat-o, ai strâns-o, ai pupat și cu Daiana. A fost înainte ce să se întâmple. Ea a făcut chestia asta înainte să fac eu ce am făcut eu cu Berna. A vorbit despre tine, atât. Tu nu te gândi că ei îi place de Gabi și invers. Ei au vorbit pe tine și nu-i la fel. Dacă vorbea Cătălin cu Rocaș, cum a vorbit Cătălin cu Roxana. Mă jur, aiurea, te bagi degeaba acum să iei apărare. Nu mă bag degeaba. Nu, te bagi degeaba. Apărare, adică te contrazici cu mine cu ce am văzut? Mai taci odată, măi. Eu nu mă bag dacă ea greșea. I-am spus, a vorbit cu băiatul ăla, cu Gabi, a greșit. Am adus telefonul, nu aduci telefonul. Ea nu aduce Gabi nimic, că nu vreau să-i arăt lui absolut nimic, că nu merită, înțelegi? Nu merită. Am să-i arăt strig la doamna Andreea și în rest la nimeni. O să aducă telefonul. Strig la doamna Andreea, dar lui n-am ce să-i arăt. Știi de ce? Pentru că nu-i permis să mă facă... Nu, te-am pune... Cu tine, de asta... Așa, ai nesigur... De asta sunt... Dacă mă... Cu tine, sigur... Nu mai te da, doamnă, că nu ești. Nu mai te da, doamnă, că nu ești. O să vă arăt toată lumea cât de... Da. Zero, ai 28 de ani degeaba. Nu știu că vorbesc la telefon, degeaba. Nu știam regula asta, iartă-mă pe mine. Ascultă-mă, e degeaba. Asta ești. Asta ești, asta ești, asta ești tu, de fapt. Un educat care e momentul în care îi dă cu jet femeia, începe să vorbească. Asta e caracterul tău, frate. Asta e caracterul tău, felicitări. Nu-mi doresc în viața mea așa ceva lângă mine, să știi. Stai cu mine. Mă bucur că am scăpat de tine. Mă bucur din toată inima că am făcut cea mai bună alegere de la trecut. Ai fost opusul la cum intri. Am fost inspirată să cu care ți-a zis ția. Am vorbit cu ea. Mi-a zis, am luat eu telefonul, mă, și m-am mutat eu pe telefon. Ți-am zis înainte, vezi că am vorbit cu Ligi prin mesaje despre tine. Ți-am zis asta. Da, s-a discutat la început. Da, s-am discutat la început. Am vorbit telefonul. A voi n-ați știut că a vorbit cu Gabi. Eu știu că am spus. Secund, dacă n-am chis telefonul, WhatsApp, Ligi. Hai să vină Dana. Ar fi Turcu, că așa am pățit eu cu ăla cu cățe. Filip, Filip, ești Turcu, Filip, mă, zi. Toate... Dacă ești o ea cu în mod normal, cine era cel mai în măsură să se bage să zică la Ligi de împăcare era Marius. Marius, și da. Poate eu un pic, știi? Nici tu, Marius. Aia e ciudat. Dar Marius era cel mai în măsură să-i scrie la Ligi tu în pată de cu el. Da. Ce, mă, Livian, dar tu unde te crezi în epoca de piatră? Să femeia să stea 10 luni în... Ligi, nu, eu nu te-aia zic. Ligi, alta e discuția. Ligi, alta e discuția. Alta e discuția. În ideea că, băi, eu... El ți-a scris în trecut, când voi erați împreună, gen, și vorbea să hai să fie bine. Da, și avea ce să caute el să scrie ție bine într-o relație. Cum face? Așa, că ți-o scris chestia asta... Că ți-o scris chestia asta că vrea ceva cu tine și așa? Nu mi-o scris că vrea ceva cu mine. Că... Nu, adică... Nu, dar acum, hai că suntem oameni mari. Dacă un bărbat îți scrie și încearcă să te consoleze... Îmi place! Dar care e intenția? Haide, mă, aduce-mi mă telefonul. Adică... Marius! Ligi! Marius, el e umorul pe care... Hai că aduce telefonul să vedem. Marius, i-am spus și prin mesaje coplat. I-am spus și recunosc. Stric când vine doamna Andreea să arăt telefonul și doar ea trebuie să vadă. Ligi! El spune că zic, nu arăt nimănui, pentru cum a vorbit, nu aduc nimic în emisiune. Ligi, dar poate și eu, că știi că așa e. Poate și că așa e. Nu, Andreea o să vadă și tu. O să-l aduc, tu nu. Ciudă, ție nu țară, numai Andreea Mantea o să vadă. Atât, nu ești nimeni, nu eu, că intimitatea mea. E de ajuns să vă luăm doamna Andreea. Stai tu blând acolo, că e mai bine. Șezi blând, puișor. Șezi blând, bine. Ești o c***a în fața mea. Ești o c***a care ridică coada așa în sus. Liniștește-te. Dar Filip, de ce vorbești? Crește tensiunea, că îl dai prea nasol. Bă, dacă am fost împreună, două, trei săptămâni, lasă-l să se facă de râs. Filip, poți folosi și alte cuvinte, nu din astea. Poți să te râzi.
Filip, odată ce Ligi nu are niște dovezi în mesajele alea cu Gabriel de alintat, și chiar dacă avea, femeia când face pasul către alt bărbat, eu vorbesc din punctul meu de vedere. Eu dacă mă despart acum de unul și mă duc și vreau să mă cunosc cu altul, e clar că eu nu mai vreau nimic cu ăla din braț. Dacă îi mai dai semne să se împace? Eu nu mai vreau nimic cu fostul, ați înțeles? Dar dacă Ligi cu Gabriel nu s-au alintat în mesaje, tu nu ai de ce să vorbești așa, Filip, vorbești... Un pic. Gabi îi scria că relația lui scârția. Gabi a spus în mesajele alea, băi, eu te plac. Ai, a zis Ligi. Aici e partea noastră. Fii atent, oprică. Care-i vina e Ligi? Oprică, tu n-ai interes esențialul. Ok, eu odată te consolez, dar eu te și plac, adică aștept să se termine și sar pe tine, cum ar veni, înțelegi? Ok, și care-i vina lui Ligi, frate? Păi e vina ei pentru că i-a permis unui bărbat să-i scrie când ea avea după o relație. Nu, n-avea o relație atunci, Marius, după Galea a scris asta cu plac. Sunteți obrazni. Eu nu mai înțeleg. I-a scris după. Duminică. Păi tu ai scris de la început, nu ai scris. După Galea, după aia mesaje după aia. Important. Ce? Eu nu mai înțeleg nimic. Pe ce asta? Băi, ca să nu vreți să fiți comici. Nu știu ce asta. 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 E ceva grav. E ceva rău. Nu știu ce asta. Bă, da, da, Gabriel. Nu i-a zis. Care mesaj? O zis că trăia. A zis că o place. Oprică. Oprică. Auzi, mă, că sunt mesaje unde nu i-a spus așa. Oprică. Păi că erau... Mă jur acum, cred că vorbesc prost, cred că vorbesc ca... Ok, eu te înțeleg, dar sunt mesaje. Da, să arate mesajele, că ăsta nu vrea să arate mesajele, că arată mesajele. Pentru că vorbești foarte mult, țaca, 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 mai ușor, că îți crește tensiunea. Ok, să fie așa cum spui tu. Țaca, țaca, mai ușor. Dar eu nu văd din aici la Ligi. Păi nu opri care că zice eu să... Când mi-ai dat mesajul bărbatul și asta nu înseamnă că sunt vinovată eu, frate, despre ce vorbim. Opri că cum ar veni să stau cu tine împreună, ne puțin la câteva ore și eu vorbesc cu altă fată. Andreea, dar ce i-am răspuns la băiatul ăla? Două chestii. El mi-a răspuns mie la un story. Iar încep, dar le-a dus Diana. Să vă cu ăla, zici. A, despre Gabi. N-ai dreptate nici cu ăla, Filip. Oprică în săptămâna la care i-au vorbit, ea vrea să se împate cu mine. Băi, dați-o-lea cu Filip. Băi, a răspuns pentru că este coleg. Când ai o dovadă clară, atunci cu acuzații, ea nu i-a spus nimic cu ăla, mă, e răspuns la un story, din câte am înțeles și ți-a închis, ce faci, bine, pa. Oprică vorbea pe Gagi Crală, vrea să se vadă, să iasă în oraș, mai de-astea așa, adică... Ce ai, mă, băiatule, dar tu crezi că nu puteam să ies cu Gabi dacă nu vreau? Știi ce am zis la Gabi? Nu vreau să ne întâlnim, pentru că o să te interpreteze. Taci din gură aia când cineva vorbește, țațo, mai taci odată, taca, taca, dă-ți fake-ul ăla jos de la ochi, că mă plictisești. Centaur acum. Hai, lasă-mă, cu aroganțele astea tale de 2 lei. Du-te, mă. Eu de când mă flexez. Dar, Filip, de ce ești ofticat? Ofticat? Filip, pe Gabi? De ce ești ofticat? Pe cine să fie ofticat? Nu, eu, pe mine, e toată faza. Da, doamnă. Ce ciudă că nu-mi pasă. Eu pusul ăla, doamnă. Filip, stai tu liniștit. Stai tu liniștit. Filip, la ce ai făcut tu? Orice fată făcea la fel. Nu înțeleg de ce ai pretenții. Pirui! A fost în săptămâna în care ea cotă să-mi pace cu mine. Ea... Dar am văzut la câteva ori și vorbea cu alt bărbat, tu înțelegi chestia asta, nu mai lua apărarea. Nu mai lua apărarea, că e degeaba. Nu e apărarea! Ce-a făcut după ce ai făcut cu Berna, nu pot să mai condamn. Adică da. Nu te fata mai departe, că ești zero. Nu mă interesează părerea ta, nu e realitatea mea. Nu ai și nici din ăsta nu ai. Vă rog, chiar rog producția și o să rog și pe Andreea Mantea. Diana, din câte am înțeles, este singura. Mariana, dacă Mariana se mută cu mine, eu ies din emisiune, îmi pare rău. Nu, vă rog să-i luați cameră separat, că eu deja am 3 luni și ceva. Lasă-mă un pic. Am 3 luni și ceva de când stau cu fata asta și chiar nu mai vreau. Din nepotrivire de caracter, n-am nimic cu ea. Dar tu, dacă mai dai, ce nu-ți ai ce credeți, poate că Roxana o să întoarcă. Turcu! Ok, vreau să o mut azi, deci vorbesc la modul cel mai serios. Eu nu am de ce să o spun pe fata. Lasă-mă, Mariana. Tu, Andreea, să-mi spun ofi. Ok, ți-ai spus ofi, o să... A, nu, ea nu știu cât oare. Pirui. Ea nu știu cât oare să spun de Mariana, da? Azi este ultima zi, cum ajung în cameră, eu personal îi fac bagajul.
Deci eu nu mai, okay. Nu mai vreau. Nu-i convine că punez. Dar să vă vină o zi până când vine amintea. Ca să vă vină unde pun prosopul. Dar ce mi-a luat bărbat, fraților? A grăbit. Am bărbat în cameră, măi. Am bărbat fătă. Mariana, mă, e tu. Tot nu vă vin cu roxa. Gata! Da, deci nu vă vin. Dar nu știu ce să zic. Nu mai auzi, Mariana. De zile n-am vorbit cu ea. În continuare sunt intoxicată cu fum. Deci două săptămâni am stat cu Roxana și cu el. Aș, cu ea am stat 3 luni și ceva. Eu nu pot că ea... N-am nimic mai cu ea, mă. Întoarce, nu, dar nu poate, sigur, se întoarce. Eu sunt cu spiri, cu culea, întreabă cu deci nu știu cine stă cu fata asta. Ori mă plătiți extra ca să stau să o suport. Dar pe mine... Ori la cameră separată, frate, că nu stă nimeni cu fata asta. Sunt intoxicată de fum, televizor, nu căldură. Da, ok, eu fumez. Mi-ai pus căldura ieri că i-am spus cu staff că sărăcită. Ok, da, dar nu mai are sens. Eu cred, nu o să primești camere să stai singură. O să nici o fată din casă cum de aici. Cum îi place, pleacă. Nu o stă mai mult am de două săptămâni cu ea. Am rezultat intoxicație de fum. Eu am stat prea mult, da, 3 luni și ceva. Nu ne potrivim, Mariana, și punct. Nu trebuie nu să ne potrivim. Înțelegi? Îi zice camere singură, nu o să primești. Nu ne potrivim. Și nimeni nu se răbde că fumează în baie. Nu mă interesează, deci, o mutați în baie, Perna fumez. Cu mine că fumează sau pe Dariana. Chiar mutați-o, vă rog, pe Mariana puteți să o mutați cu Bianca, nu știu, faceți ceva pentru că eu de seară o dau afară. Mutați-o cineva ca să mai fumez în baie. De seară îi fac bagajul, scurt.